Bine v-am găsit, stimați telespectatori. N-am reușit să dovedesc inimă bravă, Braveheart, acel film celebru cu Mel Gibson, cred că da, sper că n-am greșit, despre prima mare victorie a scoțienilor împotriva englezilor prin William Wallace. Este vreo 2 ore și ceva, însă revizionarea acestui film, sigur, e foarte interesant că acum, citind istorii ale Scoției, îmi dau seama că prima dată când am fost acum vreo câțiva ani, eram total nepregătit. Nu știam că acolo a fost un celebru luptător, calvinist, Knox, adică ce înseamnă să ai mai mare experiență. De ce insist eu pe acest film? Pentru că v-am spus și în legătură cu... Pentru că deja acest film de Oscar, un film mare, telespectatoare are două nivele, da? Este nivelul 1 superficial, despre care vorbit eu la un moment dat, citând-o pe răposata maică-mea, care spunea, i-am zis, bă, Madame de Bovary, a lui Flaubert, da, și zice, păi ce, era una care zice și la bărbatul, bă, de stai de une puțin. Deci ala, ei, există un prim nivel ăsta și mari scriitori, mari regizori, știu asta, deosebire de regizori noștri care au făcut filme pentru festivaluri și nu sunt uite nici dracu, deci întotdeauna mari creatori, Shakespeare, au nivelul ăsta pentru marele public și un plan secund, un planul secund, de fapt un planul adevărat profund, este sunt semnificațiile filozofice. Hamlet în sine ce? Unul care măsa trăia cu unchiul său și omorâse, nu știu, fusese complice la asasinarea lui Tax. Asta este știre de, nu știu, zice de ce, de click, de tabloid. Și cu toate acestea e Hamlet. Bun. Deci acest film are acest plan super plan, cu iubire, cu ăla, el care iubește, care i-a murit nevastă, deși sunt foarte multe în evidențe istorice. Da, mă rog, nu contează. Și coafeza, noi toți telenoveliști, că toți suntem telenoveliști, zicem, bă, ia uite, bă, a iubit, am suferit, l-a fost trădat cu tare, da? Dar pe acest fond, care este principala concluzie pe care o trage, uite, bă, ce mari erau scoțienii, bă, ce ticăloși erau englezii, bă, ce mari erau scoțienii, ce când mă duc acum în Scoția, zic, bă, ăștia sunt, ăia, ați văzut cum venea armata. Aia, da. Așa este și la Ertugrul și la seriale turcești. Deci, se ia un subiect din istoria națională, să zicem Ștefan cel Mare. Dar nu face un film în care Ștefan cel Mare este ca aia apus de soare. Un dezastru. Am fost la Nisa pe avion, am recitit apus de soare. Doamne, bă, cum am putut scrie de la Vrancea prostie? O prostie! Cum dracu a putut? Cine era ăla? Era unul care interpreta. Cum dracu a putut un actor să interpreteze pe Ștefan cel Mare? Moldova nu e a mea, parcă era de la Vrancea un avocat. Nimic Shakespearean, nimic pătrunzător, nici o psihologie. Și din când în când câte este ăla, Ștefan cel Mare, care nu știu ce una, Oana, Băbuță și avea 15 ani. Prostii din ăsta, da? Și, deci, dar după ce vezi acest film, zici, bă, ce mare erau scoți, bă, ce popor, hai să mă duc să vizitez scoți. Nu putem face noi un film după frații Jder, mereu după frații Jder, la care? Serial. Bă, frații Jder, cu tare, cu ăla, cu domnița Anastasia, cu Alexandrel, care voia el să se combine cu ea, cum o iau tătare. Ionuț Der face un personaj. Și sigur că e și Ștefan cel Mare, dar umanizat, nu
canapuș de soare. Și pe aia Occidentul se uită, bă, ce film extraordinar, bă, se vrea să vadă de un episod la altul, bă, și până la urmă nu zer moare și îl bate pe ăla, pe turc și pe tare și dacă fură aia calul, multe din alea și ce face Damian sub acoperire că era la ăsta și de fapt nevasta lui Simion, care era de fapt fata lui Ștefan cel Mare, totul, da? Când, pe măsură ce te uiți și străini și români, zici, băi, ce țară era asta? Bă, moldovene, băi, a bătut. Bă. Făcea cum cuie în joc, mi-a bătut ăștia pe... I-a băut o singură bătălie, care pe asta au pierdut. Da. Bun. Să trecem acum la... Era să zic la oile noastre. Stimați respectatori, evenimentul zilei de astăzi îl reprezintă conferința de presă ținută de ministra justiției și una din preferatele lui Klaus Iohannis, dacă nu preferata cupă mare, în legătură cu reducerile care trebuie să se facă din aparatul bugetar, sigur, prin aparat bugetar, înțelegând și pe aia din justiție. Ia să vedem ce a zis. Justiției și vreau să fac câteva precizări astăzi în premieră la dumneavoastră. Am transmis opinia mea domnului ministru al finanțelor, am și avut o discuție cu ministrul finanțelor, cu Marcel Boloș, pe concluziile pe care noi le-am sintetizat ca urmare a discuțiilor avute în tot acest răstimp cu Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General DNA și cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Și am ajuns împreună cu ministrul finanțelor la concluzia că aceste propuneri inițiale ar fi putut să genereze disfuncționalități majore în activitatea întregului sistem de justiție. De aceea i-am asigurat pe toți, ca urmare acestui dialog constructiv pe care l-am avut, că va exista o analiză nuanțată în ceea ce privește măsurile care se vor lua pe sistemul de justiție. Plecând de aici și luând în calcul și ce a făcut Cioloș, pe site-ul In Politics, Bogdan Neacub a scris un articol foarte interesant pe care l-am citit și au făcut această observație că liberalii, de fapt, îl boicotează pe Ciolacu. Deci avem așa. Cioloș a făcut un acord cu ăia de la, cu tot din domeniul finanțelor că nu reduce nimic. Alina Gorghiu, ministra justiției, spune că nu reduce nimic, ba, a și vorbit deja cu Cioloș. Deci avem două domenii finanțe, prin finanțe înțeleg că nu numai ministerul finanțelor, unde nu se întâmplă nimic. Dincolo la justiție, la fel. Și, sigur, Bogdan Iacob se sizează acest boicot al liberalilor. Eu însă merg mai departe îi spun următorul lucru. Mă, pe ce dracu se bazează Marcel Ciolacu? Mă întorc încă o dată la acel interviu pe care mi l-a dat și la acel strigăt al meu, văia dracu, văia dracu, nu era vorba pe toți. Păi el, adică, din ce povestea el, din ce a anunțat el ca reformă, uriașă, care afectează oameni, interese, cu tare, cu tare, eu i-am atras atenția și atrag și acum atenția că este o misiune practic sinucigașă. Și în normal era să-l întreb și întreb acum, mă, pe ce te bazezi? Adică, din câte se vede până acum, deci, două ministere liberale, două domenii, unul dacă nu fac. Trebuie să vină și Raluca Turcan cu al treilea. Toate instituțiile de cultură fac gălăgie că nu vor să treacă la consilii județene și primării, ce mie mi se pare cum să spun, nu știu cum să spun, ceva incredibil. Mă, telespectatori, nu ne-au bătut la cap timp de 30 de ani că trebuie descentralizare?
primarii, consiliile județene sunt alese, nu sunt numite de guvern. Păi dacă nu e numit de guvern, de ce să plătesc eu statul, dacă statul nu numește primarul, de ce să-i plătesc eu teatru care e în subordine, care ar trebui să fie în subordine? Nu înțeleg de ce nu vor. Bibliotecile județene, teatrele, adică sigur o să spună, păi, bă, nu vor pentru că aia, consiliile județene și primarii nu dau bani. Păi, ce mă trebuie? Primarii sunt aleși de comunitate. M-au nebunit de 20 de ani, m-au nebunit. Comunitatea care face, comunitatea, adică cetățenii localității. Comunitatea care face. Mi-ar conveni și mie comunitatea, primar sau președintele Consiliului Județean, totul e plătit de la centru, da? Și eu atunci ce dracu fac? Da. Primarul sau președintele Consiliului se ia în subordine bibliotecile județene, teatrele, ăsta cu tare, cu tare, mai mic sub 50 de astea, și o să spune, bă, și o să le desființeze. Păi dacă le desființează, nu mai sunt aleși. Că așa am înțeles că pop, cetățenii din Focșani și din Miercurea Ciuc și din Vaslui și din Petroșani și din Redeuți nu mai pot fără teatru. Bă, dacă nu pot fără teatru, faceți presiuni, ies, nu știu, primarul sau președintele nu vrea să mai financeze nu știu ce bibliotecă, da? O, faceți gălăgie, faceți demonstrații și el o să financeze. Deci, încă o dată, primarii, președinții Consiliului Județene nu sunt numite de stat. Da, nu, sunt numite de guvern și atunci, sigur, că plătește guvernul, plătește statul, muzeele, cele. Unde lucruri trebuie să treacă la Consiliul Județean, după părerea mea. Acum elevii fac gălăgie că, domnule, dar de ce să treacă inspectoratele școlare? Păi, băi, tinerilor, copiilor, nu m-ați înnebunit voi că, cu toată presa tefelistă, o stagistă, o useristă, că trebuie să descentralizăm. Da, trebuie să dăm dreptul primăriilor, județelor, să își administreze tot, cultură, școală, sport. De ce să fie de la nivel central? De ce trebuie să fie un teatru din Miercurea Ciuc nu numai finanțat, ci subordonat Ministerului Culturii? Ministerul Culturii trebuie să aibă, nu știu, teatrele naționale și din astea mari și el să, în rest, să fie acolo, la nivel local. De așa. Deci așa, deci împotriva asta. După asta au venit avocați, după asta au venit notari. Nu, nu, deci zi de zi vin și mai multă armată, și mai multă armată împotriva acestei reforme. Ce mă stupefiază pe mine, eu sunt de acord că România are neapărat nevoie, nu că ne cere. Cred că eu m-am săturat vorbind. Era să zic, de m-am dus la, din când în când eu mănânc și mi-a explicat doctorița de gât că vorbesc mult. Și zic, a, de-aia ne pune câte un pahar de apă la TV. Tu să-mi pun și un pahar de apă acum ca să beau, ca să nu mănânc, că vorbesc prea mult. Bun, am vorbit prea mult și m-am mânecat de mai multe ori, tot vorbind despre nevoia de reformare a statului, de un stat suplu, un stat modern, un stat antibirocratic. Aceasta este o teză pe care am auzit-o de pe vremea lui Traian Băsescu. Culmea este că toată presa tefelistă, useristă, hashtagistă, anti-PSD avea această temă. Păi cum am stat acum? Nu că trebuie să iei apărarea lui Ciolacu. Că nu, eu nu vorbesc de ce își propune Ciolacu își propune o vorbărie. Dar n-ar fi normal acum ca inclusiv USR-ul să spun. Bă, noi vrem. Nici o televiziune, nici măcar televiziunile și site-urile și ziarele ciolăciste, plătite de Ciolacu, nu văd nicio presiune. Mai țineți minte că normal ar fi ca acum să se întâmple ca cu lupta împotriva corupției. Toată presa să denunțe rezistența bugetarilor, rezistența șefilor, rezistența birocrației, rezistența mafiei. Cornel Istorescu a scris Andrei Marga, tot noi.
Unde-s, mă, unde e libertatea? Lontan. Unde este Danta Palagă? Că ei au fost în prima linie a acestei, cum să spun, impuneri corecte, bă, că trebuie un stat modern, că avem un stat prea bugetar, prea... Nu. Adică tot eu, bă, și Bogdan Iacu, Cornel Nistorescu, Andrei Marga. Tot noi. Tot Marius Stucă. De tot noi, nu ei. Noi nu ne-am pretins niciodată. Ei, europeni, domnule, nu știu, Europa. Da, e nevoie încă o dată, nu pentru că e acoperirea deficitului bugetar. Nu, e nevoie, statul acesta are nevoie de o reformă. Nu se poate, nu. Bun. Și atunci, eu mă întreb, în momentul în care eu i-am atras atenția lui Marcel Ciolacu că o să vă ia, adică pe el dracu, în sensul că rezistența va fi uriașă, devastatoare, m-am gândit la un moment dat la acea bătălie de la Stirling, care, sigur, în film e ușor falsificată, nu țepușile, în care armata engleză, bum, bum, cavaleria, oh, și când te uiți așa, se uită așa pe toate dealurile armata aia. Și ești aici. Deci, reformiștii, să zicem, Marcel Ciolacu, e aici. Da? Și ăia vin. Vine liberale care nu sunt de acord. Și atunci, în asemenea situații, eu îl întreb pe Marcel Ciolacu, acum, mă, pe ce se bazează? Aliați n-are. Nu mi-a invocat un moment până acum președintele Claus Iohannis. Normal era ca el să stea de vorbă cu președintele. Domnule, dacă nu mă ajutați, nu mai fac. Președintele Claus Iohannis. Nici o ambasadă străină nu sare în ajutor, adică nu pledează și ea, nici măcar cea americană, că cea americană ne vâră pe gât să-i transportăm cereale, da? Spuneți-mi și mie, presă, nu, nici măcar presa lui plătită de el. Influencerii lui, nu. Liberalii, nu. Și atunci, deci aliați n-are. El este singur. E ăla, Wallace, William Wallace, în fața armatei. Și atunci, măcar, el avea un plan. Sigur, în realitate, n-a fost cu țepușele, ci a fost cu un pod. Avea un plan. Are un plan? Marcel Ciolacu? Mie mi se pare că plan. Planul înseamnă următorul lucru. Ca să fiu sincer, într-un fel, a solicitat, domnia s-a solicitat să-i se ia un interviu de mine pentru prima dată după atâta vreme și având ca temă reforma, am zis, bă, deștept. Adică a ales pe unul, acum zice Cristoiu, 75 de ani, mare, nu, greu de bănuit cu tare. Bun. Potrivit în o asemenea reformă, o asemenea revoluție pe care o vrea el, are în primul rând un plan media. Planul media mi s-a părut prima dată și mi-am zis și alții, bă, deștept. Adică, mă duc odată, vorbesc o oră și ceva și pun temeliile. Prima obiecție a mea este faptul că el a venit la mine nu ca să îmi spună mie ce are în cap. Dacă acum mă întreba ceva despre acest, cum să zic, uite, acest Cristoiu TV, vă pot spune, răspund orice întrebare. Și cum stau și cum. Mai țineți minte primele 10 minute și eu îl întrebam de mere și el îmi răspundea de, cum să zic, spanac. Deci l-a întâmplat. Floarea soarelui. Bun. Dar ai făcut asta. Nu trec 2 zile și se duce la Victor Ciutacu. Nu, eu n-am nicio problemă să se ducă la Victor Ciutacu. Dar problema era că era prea devreme.
n-ai un plan mediatic, ai făcut asta. M-am dus așa, am anunțat, gata, am făcut pac, 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 pac și mă apuc de lucru. Și mă duc la Victor Ciutacu sau la Gâdea sau la ăsta, după ce fie am ordonanța, adică am textul și mă duc, zic, gata, iată textul, nu, textul e publicat, e pus pe site, adevărat, nu ce spune și eu, să îmi dau demisia. Și la Victor Ciutacu, să zic, n-a zis nimic. El, Victor Ciutacu, și-a dat seama la sfârșit ce mi-am dat eu seama după primele 10 minute. Că mă încălecase, voia să mă încalece, adică voia să vorbească numai el, nu răspundea la nicio întrebare. Păi, dacă când vii, ce, ori are o boală, în sensul că nu răspunde la întrebare și zic că bă, te duci acolo și zici tu. Și Victor Ciutacu n-a zis nimic. M-am uitat special să vă bătem. Ce-i? Tot așa. Și la mine, și la Victor Ciutacu, a avut o chestie bizară. Bă, în momentul în care tu vrei să faci această reformă cu ghiz de revoluție, care ați văzut ce rezistență uriașă este, da? Numai așa, pe ce s-a zvonit, da? Ce scandal provoacă, atingi interese uriașe. Deci, în acel moment, vii și spui un lucru foarte clar. Spui ce a zis Churchill, cum am zis. Vă dau numai sânge și sudoare. Nu a zis, bă, ăsta. Și el, pe parcurs, intră la mine și la Victor Ciutacu. Nu tăiem nimic. Păi, bă, atunci de ce mai vii și vorbești? Rezultă că nu se va întâmpla nimic. Bun. Deci, avem așa, ca aliați. Nu l-are pe președinte, deocamdată, n-am auzit. Nu are Partidul Național Liberal, da? Deja doi miniștri i-au dat peste bot. Și ala de finanțe și al justiției, da? Nu are presa aliată. Nu am văzut niciun ONG, n-am văzut niciun influencer din ăștia de gen, nu știu, Oana Pelea, Mândruțe, să zică, da, mă, e foarte bine, trebuie făcută reforma, așa cum ziceau, păi, nu. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu văd nicio presiune a presei și a opiniei publice și a societății civile împotriva acestor, cum să spun, bugetari de lux și care își apără interesele. Nu, eu n-am zis să vină Oana Pelea și Manole și să zic Mândruțe și ăla, cum îi zice, da, era un Chirilă. Și să zică, bă, bravo, Ciolacu. Nu, să spună, bă, e nevoie de reforme, indiferent cine o fi. Nu știu. În aceste condiții, deci eu presupun, așa, că Marcel Ciolacu este ca el cu asta cu scoțieni. Are vreun plan? Nu. De ce nu are niciun plan? Pentru că în momentul, eu mă așteptam, după ce a apărut odată el, să vină a doua zi Ciucă la nu știu unde. Realitatea, România TV, Digi. Tot în aceea seară, unii sunt liderii PSD. Deci în afară de Marcel Ciolacu, niciun lider al puterii, că e penalist, dar chiar PSD, nu se duce la televizor să spună. Nu aia că se duce și participă la un mesaj. Nu. Grindeanu. Nu știu, Firea. E totuși PSD-istă. Sunt o grămadă, nu mai știu. Dincolo, Ciucă, nu mai spun de Claus Iohannis. Deci, la ora actuală am un Marcel Ciolacu care vine către el, armata engleză. Este uluitor. În film nemaipomenit este asta. Am mai văzut în seriale și din ăsta și armată mică și vine cavaleria, arcașii. Oh! Asta este. Vine către el, Consiliul Național al Elevilor, liberalii. Cred că în curând o să-l înjure și Claus Iohannis. Și atunci întrebă, păi ce se bazează, mă? Că, repet, ce vrea să facă el, ce vrea să facă, nu știu, poate că nu face nimic, dar deocamdată ceea ce prezintă el presupune un război.
fie aliați, fie plan, fie... N-are nimic. Singurul lucru pe care are este că zice la televizor că eu vreau să fac reformă. Bine, vrei să faci. Și uite, că vine ăsta, cum îi spune, Ciolo, Bolo și face înțelegere cu ea. Tu vrei să desființezi institutul și el înființează un institut. Da, bun. Voi mai discuta. Chiar dacă plec în Scoția, totuși, voi mai discuta. Să știți că mi-au toată, am camerele, am laptopuri cu ăla, mi-au și, sigur, am și, voi da și unele înregistrări foarte interesante, dar o să fiu seară de seară. Nu seară de seară. O să fiu prezent și voi fi ca și acum. Bun. Ați auzit cumva de o capodoperă a post-decembrismului și a regimului Ioan, care este podul Golden Gate de la Brăila, da? Ei bine, podul acesta a fost inaugurat cu o festivitate din asta de parcă era câștigarea independenței sau Marea Unire sau redobândirea Ardealului. Ia să vedem momentul inaugurării. Bun, ați văzut. Chiar și la momentul inaugurării, și băi, era neregulă că făcuseră un pod, cum da, soră, se transformase un pod cu ridicarea unui pod într-un din ăla, zis, câștigarea independenței. Am avut impresia că ne-am unit cu Basarabia. Bun. Dar era un pod care avea ăla pietonal, dar nu se poate circula pe el că bate vântul. Ei, acum, astăzi a venit știrea, recunoscută și de centrala asta a asfaltului, a infrastructurii, și anume că putu s-a de acolo prin unele locuri s-a denivelat asfaltul. Ia să vedem știrea. Asfaltul este lăsat și fugit, e refulat încoace din cauza greutății. Deci nu-i marcajul fugit, o fugit cu tot cu asfalt. Și asta peste tot, unde se vede așa, unde se vede chestia asta așa, e de la refularea asfaltului. Asta este betonul ăla turnat la stația de peaj. Imaginile au fost filmate de un șofer nemulțumit. Omul spune că inclusiv betonul de la intrarea pe pod e cu denivelări. Autoritățile susțin că problemele ar fi apărut tocmai din cauza șoferilor, pentru că n-au respectat restricțiile de tonaj din zilele cu temperaturi caniculare și au dat asigurări că vor fi remediate de către constructor. Stimatele respectul, cum să vii și să spui, ei spun cei de la Ministerul Transportului, domnule, nu știu ce, a fost prea cald. Păi bă, când ai făcut podul ăla, nu te-ai gândit că o să fie cald? Deci, încă o dată, la cât dracu a fost? Eu nu mai știu de când. Ah, ia să vede când am ăsta, da?
De la, deci, cred că nici o lună a trecut, de la marea festivitate a inaugurării podului cu plămâne și acum avem mica festivitate a, cum să spun, stricării podului. Bun. Tipic românesc, nu mai știu. Am citit redat cu mare încântare de ziarul Libertatea un reportaj al care mă al ce ziar este al New York Times din satul Plauru din Delta în legătură cu nu știu dronele pe care le-a trimis Putin. Și de la Libertatea, în frunte cu tolontanii, erau foarte încântați. Stimați telespectatori, eu n-am văzut o mai mare mizerie despre o țară decât acest reportaj. Hai să citesc. Se teme din Plaurul, nu cred că Rusia are vreun plan secret de a cuceri petecul lor, așa, pentru că nu are ce să ofere țării, nu au apă potabilă, nici magazine, nici drumuri, așa, și cetățenii la care stau de vorbă cu el, pe care se ziariștii, par niște tâmpiți notori. Să vă spun de ce acest gen de articol este un clișeu al presei occidentale. Eu am scris, la un moment dat erau articole despre Moldova. Anul. Cei de la New York Times zic, bă, nici nu e nevoie de un articol din ăla mai pitoresc așa. Și, bă, și unde? România. Și din acest articol, repet, rezultă un popor de imbecili, un sat absolut la marginea lumii și presa noastră este foarte încântată că s-a scris despre Plauru. Pentru că, încă o dată, este un clișeu. Deci, din acest reportaj există o superioritate a americanilor față de nenorocitul poporului. Vreau să vă spun un lucru care sper să-l înțelegeți. Mergând către Sinaia, am ascultat la radio un dialog amplu cu un medic român care este, să zice, voluntar în Africa. Frumos. Toate declarațiile acelui medic respirau o superioritate ieșită din comun a albului față de negru. Ce nenorocie sunt aia acolo, că dacă îi dai o bomboană, vin tot din jur, că ăia de acolo, de la spitale, nici măcar nu știu să facă o injecție, nu știu, medicii care sunt negri, nu știu să deosebească un degetul de la picior de degetul de la mână sau de limbă. Poate că așa este, dar am avut așa o clipă, bă, eu dacă aș fi fost de prin republicile alea, nu m-aș fi simțit, eu nu cred că, dar era în sfârșit un român găsise un pop, niște tipi ai planetei de care să fie el mândru că e român. Și acum au venit și aia de la New York Times. Și un reportaj de 2 lei cu plaurul, cu tare și din ăsta pitoresc, adică cum vorbesc ei românii. Adică dacă te citești declarația română, par niște idioți. Ce așa și este. Dacă, eu zic așa celor de la New York Times, să vină în găgeși de altul. Fai de mine. Vor vedea acolo case de pe vremea lui 1907, cum ai să parcă sunt din filmele Viața grea a țărănimii muncitoare în 1907, de pe vremea comunii. Nu e asfalt, ies găini, lasă câini și nu sunt garduri. Și zici, bă, acum nu pot să spun că pe acea uliță este ceva deosebit, că și casa mea, mă, că se îmbătrânesc, mă rog, am un gard, se dărâmă încă, dar restul se dărâmă, așa că e ușor de făcut asemenea reportaj. Și am aflat că în Odessa s-au redeschis plajele. Că nu e nimic împotrivă. În Odessa sunt plaje. Însă, mă gândesc așa, mă, ăla e acolo, e război. Deci, atmosfera pe care trebuie să o întrețină Zelenski, pentru care noi îi dăm bani, este să spună, bun, sânge și sudoare. Păi eu dacă aș fi ucrainean și aș fi pe front acolo, mă bat, să se trec prin minele puse de ruși, voi fi sfârtecat.
Și voi ce că stau la plajă. Păi repet, vă zic ca la Mareșalul Antonescu, că sunt unele care nu mai dădea voie nici când cămăși astea, cu mâine scurte, albe. Adică nu, trebuia să port haine. Păi da, aș da drum. Pentru că ăla care luptă acolo zice, bă, da, eu sunt un timp ce luptă aici în Moroai, să cerea cu o fi sau praf, că ei stau la plajă. Da? Dezvăluirile pe care le face tot Zelenski, cum face el acolo, taie și spânzuri, este că ăia de la centrele de recrutare s-au îmbogățit. Stimați telespectatori, dacă ei s-au îmbogățit lungit, înseamnă că ucrainii nu vor să lupte. Și atunci, dacă ei nu vor să lupte, nu, pe bune, noi de ce le mai dăm bani? Nu vor, nu vor, nu vor. Adică n-am nimic împotrivă. Deci imaginea acestui război, faza asta în care ești dau cu dron, eu tot n-am înțeles, bun, atași podul ăla, la ce servești? Este, cum îmi spunea cineva mai deștept decât mine, cum sunt aia de la Al-Fatah, nu din, din, ăla, din Gaza. De când în când, pac, trimit câte o rachetă, vin evrei și israelieni și pac, pac. Eu, noi, sprijinim poporul ucrainean, Sorin Grindeanu, guvernul Ciolacu a anunțat că, cum zic, pe Sulina o să treacă navă lângă navă, pe șoselele noastre vor fi tir lângă tir, tot nu o să ai loc de tiruri ucrainene cu cereale. Am înțeles, în condițiile în care ei, cum să zic, luptă acolo pe teren să-și recucerească terenul. Ăia de la comisiile de recrutare ați văzut noastră și se spun, se îmbogățesc, ceea ce înseamnă că nu vor să lupte. La Odessa se deschid plajele, a apărut și Playboy-ul ucrainean și unde e război? Trebuie să mă întreb, mă rog, poate că o fi și poate că ei, ucrainenii, sunt un altfel de popor, adică în timp ce unii luptă acolo și se lasă sfârtesc, o să sfârtecați de minele rusești, prietenii lor, colegii lor, nu, și se zice, bă, eu mă las sfârtecat pentru că colegii mei sau concetățenii mei să stea pe plajă răscrăcănați la Odessa. Eu n-aș putea, adică m-aș gândi așa, bă, și când lucrez, bă, eu lucrez în timpul ăsta, bine ăștia pe calea victoriei, că acum că tot e blocată și cântă și dansează. Așa, mă. Da. Mulțumesc, la revedere!